Mi-a venit o idee super tare. Vreau să fac un review la monitoarele de studio pe care le folosesc eu. Yamaha HS8. Sunt niște monitoare pe care eu le folosesc din aprilie 2018. Monitoarele astea de studio au niște verișori mai micuți, în sensul că HS8 este seria lor, dar este modelul de fapt, dar au și o versiune HS7 și o versiune HS5. Practic sunt cam aceleași boxe, cam aceleași monitoare, aceeași construcție, absolut totul e la fel, doar că difuzorul cel mare, adică cel de frecvențe medii și joase, este un picuț mai mic la frații mai micuți, că de-aia sunt mai micuți. Și bineînțeles și cutia este mai mică. HS7 au difuzor de 8 inci, HS5 au difuzor de 5 inci, iar HS8 au difuzorul de 8 inci. Difuzoarele de înalte sunt identice la toate cele 3 modele din seria asta de HS. O să zic pentru început cum am ajuns eu la monitoarele astea, de ce am ales monitoarele astea și nu altele. În primul rând, după buget îți alegi monitoarele. Eu foarte multă vreme nu am avut buget pentru monitoare deloc. Am făcut mixaje și audiții și tot ce făceam pe niște boxe Pioneer de înaltă fidelitate, da? Boxe de cameră de ascultat pe două căi, conectate la un amplificator iarăși foarte vechi, din anii 70-80, care pot să zic că încă sună decent, sună super ok, mai ales că prețul lor a fost super, super micuț, le-am găsit la mâna a doua pe undeva prin piață, deci m-am bucurat de ele foarte mulți ani de zile și încă mai merg, le am acolo, încă funcționează și mă bucur de ele, dar în 2018 am simțit nevoia și am avut posibilitatea să trec la un set de monitoare de studio. Aceste monitoare de studio se vând la bucată, deci prețul este per bucată. Dacă ai nevoie de două, îți cumperi două. Nu există monitor stâng sau drept, da? Boxa stângă, boxa dreaptă. Îți cumperi două bucăți, ele sunt identice. Pe una o plasez în partea stângă, pe una în partea dreaptă, așa cum am făcut și eu. Primul loc unde am auzit cum sună aceste monitoare a fost la o prezentare de Cubase organizată de cei de la Sound Creation, unde s-au strâns vreo, nu știu, 10-15 oameni curioși de ce poate să facă Cubase. Bineînțeles că eu aveam Cubase 8 sau 8.5 parcă pe vremea aceea și am fost curios să văd dacă pot afla lucruri noi în Cubase. Cred că am aflat câteva, deși știam deja destul de multe, iar acea prezentare a fost făcută cu astfel de monitoare. De auzit le-am auzit ok, mi s-au părut niște boxe cumva normale, bineînțeles că sunau bine, n-am avut ce să reproșez, dar nici nu mi-au ieșit în evidență cumva, adică ok, na, niște boxe acolo și ele, deci nu m-au impresionat, n-a fost nimic deosebit, până în momentul în care s-a întâmplat o problemă, să zic așa. Cineva, orice el care prezenta, ori altcineva din echipa Sound Creation, din greșeală a scos de undeva o mufă sau a băgat o mufă sau ceva de genul ăsta și au bârâit boxele. Adică la băgarea mufei, când boxele sunt la volum destul de mare, știi, când scoți o mufă, da, din, poate din placă de sunet sau din mixer sau de eu știu, nu mai știu exact ce context era acolo, doar că știu că s-a întâmplat un bârâi din ăsta de scos sau băgat de mufă și am auzit cum bârâie boxele la un volum foarte mare, adică noi le auzeam la un volum mic pentru că din mixer sau interfața audio ce foloseau ei era dat la volum mic, na, ca să ne auzim, să auzim pe om ce vorbește, ce prezintă. Dar când a scos mufa aia sau când a băgat mufa aia și au bârâit boxele, atunci le-am auzit cum bârâie la un volum foarte mare. Eu mă așteptam, deci la volumul ăla, dacă aș auzi volumul ăla în boxele mele de casă, cred că ar zbura afară difuzorul și am fost super impresionat că monitoarele astea n-au nimic. Și după aia le-am auzit și la volum mai mare cu muzică și am auzit cum sună basul pe ele, cum coboară în frecvențe joase și am rămas, wow, deci cât de tare poate să sune. Acum în videoul ăsta nu o să le compar cu alte monitoare de studio, e posibil plătind mai mult să obții mai mult. De multe ori plătind mult mai mult, s-ar putea să obții puțin mai mult, așa că mare atenție aici la ce alegi. Eu am fost impresionat de astea, efectiv mi s-a pus pata și am zis eu, sub nivelul ăsta nu-mi cumpăr monitoare, vreau neapărat astea cu difuzor mare să coboare și în frecvențe joase, neapărat. Deci am ținut neapărat la chestia asta și mi-a plăcut cum sună și în altele și am rămas atunci impresionat. Deci nu după ce le-am auzit la un nivel banal, ci după ce le-am auzit cum brâie și după ce le-am auzit cu muzică la un volum mai mare. Am zis, wow, deci nu pot să cred că sună așa de fain. O chestie faină este că dacă vrei cumva să faci mixaje 5.1 pentru filme, ai posibilitatea să cumperi 5 astfel de monitoare plus subwoofer.
Dar ai posibilitatea ca acel subwoofer care este construit special pentru ele, adică este cumva din aceeași serie. Deci nu te obligă nimeni să le cumperi la pachet, nu te obligă nimeni să cumperi și subwooferul. Eu mi l-aș cumpăra, dar momentan locuiesc la bloc și nu prea are sensul. Dar o să vină și momentul când o să am nevoie să cumpăr acel subwoofer. Ideea e că poți să faci sistem 5.1 din toate chestiile astea sau 2.1, adică la doar o pereche de boxe, la doar două boxe, poți adăuga subwooferul pentru a completa partea aia de frecvențe foarte joase. Modelul HS8 coboară până în 38 de Hz, modelul HS7 până în 43 de Hz, iar modelul HS5 până în 54 de Hz. La oricare dintre acestea poți completa gama de jos de frecvențe cu acel subwoofer. Probabil că ai putea să completezi și cu un alt subwoofer care nu este chiar modelul creat pentru ele, dar sincer eu n-aș recomanda pentru că o să te chinui să reglezi frecvențele de tăiere și s-ar putea mai mult să strici sunetul decât să-l îmbunătățești. Până în martie 2021 am folosit boxele plasate chiar lângă monitor, în stânga și în dreapta, pe masă, pe biroul pe care am monitorul. Din martie 2021 folosesc aceste stative de la Gravity care au schimbat radical absolut totul, adică am loc mai mult pe birou, dar nu ăsta era scopul stativelor, ci scopul lor a fost să plasez monitoarele un pic mai sus și să le direcționez înspre jos, astfel încât, așa cum stau eu la birou și când lucrez în Cubase, difuzoarele de înalte să bată către urechile mele. Și un alt scop a fost să le depărtez puțin de perete și de birou, de masă, pentru că ele stând pe masă transmit vibrațiile mesei, se reflectă sunetele din masă și sună nașpa. Și plasându-le mai sus și un pic depărtate de peretele din spate, deja am schimbat înspre bine cu foarte mult felul cum sună. Apropo, dacă vrei să fac un video despre acele stative, scrie-mi, te rog, mai jos în comentariile acestui video. Hai să vedem datele tehnice ale acestor monitoare și să le vedem un pic în detaliu, atât din față cât și din spate. Dar pentru a putea să facem chestia asta și ca să rămânem și prieteni pe viitor, te rog să dai like la acest video și subscribe la canalul acesta de YouTube. În partea din spate avem mufa de alimentare, avem butonul pentru pornit și oprit, radiatorul, pentru că înăuntru este amplificatorul, fiind monitoare active, se vede portul de frecvențe joase, portul de bas, gaura asta de aici, da, este plasată în spate, ceea ce înseamnă că dacă le pui prea aproape de un perete o să sune mai nașpa. Asta e un mic dezavantaj să zic, dar avantajul este că dacă le pui cum trebuie o să sune bine. Aici avem control room, le poți da mai încet cu 2 decibeli sau cu 4 decibeli de la acest butonaș. De aici poți accentua sau dezaccentua cu câte 2 decibeli sau atenua, dezaccentua adică atenua, cu câte 2 decibeli frecvențele înalte. Ca și intrări de semnal avem două intrări, 1 și 2, mufă XLR semnal, pentru semnal balansat și mufă jack, semnal balansat sau nebalansat. Se acceptă oricare dintre variante. Din păcate nu avem și o mufă RCA, cred că ar fi fost utilă o mufă RCA. Dar de obicei la interfața audio ai ieșire balansată și folosești cablu balansat, așa că astea două sunt super, super ok. Nu recomand să le folosești simultan, adică nu e ok să mergi din interfața audio pe una dintre intrări și pe cealaltă dintre intrări să folosești, de exemplu, ieșirea de la un mixer. Pentru că practic ai lega cele două ieșiri de la interfața audio și de la mixer împreună. Adică, ok, semnalul îți merge de la interfață aici și de la mixer aici, dar îți merge prin boxă, prin monitor, îți merge și din placă în mixer și din mixer în placă. Deci n-ar fi bine să le combini. E bine să folosești o intrare sau cealaltă. Și butonul de volum, care la mine rămâne, dacă îl dai, de la minim înspre încolo, la ora 12, aici unde scrie plus 4 decibeli, se simte un prag, are un opritor din ăla, da? Face un mic click și nu am nevoie, n-am avut niciodată nevoie să dau atât de tare boxa. Așa cum le vezi, așa le folosesc. Pe panoul frontal avem difuzorul de înalte în partea de sus, iar apoi difuzorul de medii joase, cel de 8 inci despre care vorbeam. Iar în partea de jos avem acest beculeț care se aprinde cu sigla Yamaha atunci când ele sunt pornite. Monitoarele sunt biamplificate, redau între 38 de Hz și 30 de kHz, difuzorul de joase este de 8 inch, cel de înalte de 1 inch, crossover 2 kHz,
Puterea lor de ieșire ar fi 120 de W, cel difuzorul de joase e 75 W, are 75 W, cel de înalte 45 W, are intrări balansate, XLR și jack, după cum ai văzut mai devreme, consumă 60 W de la rețea, este de tip bass reflex, confecționat din MDF, dimensiuni 25 de cm pe 39 de cm pe 33,4 cm. Greutate pentru un monitor este 10,2 kg. Iar aici mai jos poți vedea datele tehnice ale subwooferului, RD între 22 de Hz și 160 de Hz, difuzor de 8 inci, 150 de W, 70 de W consumul de la rețea. Are 12,5 kg. Asta a fost review-ul meu despre monitoarele Yamaha HS8. Le-am cumpărat de la Sound Creation în 2018 și le-am văzut în foarte multe videouri de pe YouTube la alți producători de muzică. Ne vedem la următorul video. Mersi! Că te-ai uitat la acest video. Dubla 1. Review monitoare de studio Yamaha HS8. Oh!